și am încercat să prezint puțin istoria Bucureștiului, să arăt zonele la care am ajuns în schimbarea urbană. Ai stat vreodată să citești ce scrie pe pereți? Ia vino un coace. Ia vino un coace. Da, ce zici? Bine. Uite, are ăsta nevără meu, că vreau ce prezintă. O să vedeți cu dinții adevărat. Băieți, hai să luăm și noi o pauză, că am obosit rău. Pauză! Trebuie doar să știți că n-am citit regulamentul nici o secundă. Adică l-am citit, dar doar cu două zile mai târziu, deci... După ce m-ai livrat. Da. Era, trebuia să arăt Bucureștiul neștiut, chestia. Dacă, nu știu dacă ați observat, am filmat pe dealul Patriarhiei, după aia pe străduța aia cu trepte în jos, la Sinagoga Mare, la casa respectivă de care vă ziceam, cu colțul fix în mijlocul drumului, adică am reparcurs întregul traseu pe care l-am făcut cu o săptămână sau două înainte. Mm-hmm. Și de ce ales tocmai locul ăla? Păi nu știu, casa aia efectiv mi-a plăcut mie cel mai mult. Pe celelalte de ce le-am ales? Pentru că așa trebuia.